Salutare, Marius! Tocmai ce am terminat al treilea antrenament pe ziua de azi, un cardio dimineața, un antrenament de forță pe seară și după antrenamentul de forță, un antrenament de cardio. Cam asta e forma mea acum, la 8 săptămâni de concurs. Da? Sunt mulțumit, însă se poate mai bine, tot timpul se poate mai bine. Reușesc să stau pe linia de plutire cu mâncarea. Nu e ca acasă atunci când călătorești, bineînțeles. Însă îmi place foarte mult să călătoresc, îmi place foarte mult să întâlnesc cu oameni noi. Eurotripul ăsta pe care l-am făcut cu oprire în Sibiu, în Maramureș, în Viena și acum în Germania m-a încărcat foarte mult. M-am întâlnit cu clienți de-ai mei, m-am întâlnit cu fani de-ai mei și de-ai noștri, pentru că foarte mulți mă știu de la tine sau ne știu pe amândoi și pot să spun doar că sunt mulțumit, sunt încântat de ceea ce se întâmplă. Asta e forma mea. Mai am câte zile? Mai am 3 zile de stat aici. Luni mă întorc. Abia aștept să vin să ne vedem la un antrenament, să-mi dai un feedback eventual, să vedem cum evoluează treburile. Am văzut că nu ești mulțumit nici tu pentru că nu te-au chemat în lotul României, cu toate că ești campionul antitru. Sunt în aceeași situație ca și tine, abia aștept să vedem cum găsește rezolvarea situația asta, pentru că nu mi se pare ok campionii de anul trecut să nu meargă mai departe în lotul României. Însă se pare că asta e situația în România. Haideți să vă mai arăt un pic din forma mea și să vă spun și abordarea pe zilele astea cu mâncarea. Am dus pomparea, că am făcut cardio după antrenament și s-a dus pomparea. Am început și picioarele un pic așa să se separe. Și gambele. Micul dejun este foarte bogat aici, de exemplu azi abordarea mea a fost să nu mănânc carbohidrați la micul dejun. Am mâncat grăsim și proteine, după care am avut un terț proteic, am avut și un măr și acum o să mă duc să mănânc niște fasole, niște mazăre și legume și frunze. E greu pentru că nu trebuie să, adică trebuie să mănânci fără să încălzești, fără să pregătești absolut nimic, pentru că la ora asta e 10:30, nu mai e nimic deschis. Dar și dacă ar fi deschis în restaurante, e foarte greu să mănânci corect în pregătire de concurs. Însă nu mă vaid rău, doar să vă spun că există soluții în orice situație, în absolut orice situație. Și ca vegan, și cu proteină animală, și pe drum, și acasă. Bineînțeles, diferă gradul de dificultate, dar tocmai asta e frumusețea la mine, cel puțin. Mi se pare că să mă provoc și să ies din situații dificile de genul ăsta, atunci primesc satisfacția cea mai mare. Să vedem cum evoluează această pregătire. Eu zic că va fi blană de tot forma. Dați și voi un comentariu, dați un like, un share, un subscribe. Remus Boroiu pe Instagram. Ne vedem acolo. Boom! Salutare, oameni buni, și bun venit la un nou episod de Drum. Facem film Inception aici. Eu am făcut cu mai mult decât Remus aici. Am fost mai puternic muscular. Da. Acum mai avem niște discuri aici, pe fiecare parte. Cred că puteam să pun dublu, cel puțin, sau triplu. Nu zic la mișto, dar cel puțin de 4-5 ori mai multă greutate puteam să pun. Îl dai obligat. Da. Mă gândesc probabil că Remus mănâncă fructe, probabil de-aia, nu știu, dacă ar urma dieta cu merdenele are și ar înțelege cum funcționează. Am niște spiațiuni. Da. Vrei să-ți arăt? Ia să vedem. De la PPN, Murat. Nu putem fi prieteni dacă mănânci fructe. Ia eu urmez sfaturile celebrei doamne doctor nutriționist Mihaela Bilic. Nu știu cine e, dar... E vlogără?
Băi, nu neapărat. Nu, nu, nu chiar. Nu, a făcut lucruri și zice, are opinii, are studii. Are studii superioare. Da. Superioare, mult spus, are studii, gen. Are diplomă, gen. În ce? Și când zic diplomă, nu mă refer de merit, ci de participare. Deși seamănă, arată la fel, pot fi diferite. Pot fi diferite. Are mus, câte chile ai? Hai să lăsăm. Morții cu morții, vii cu vii. Hai. Mă crezi că nu știu câte am? Îmi place ce ai făcut acolo. Șosetuțele? Da. Șosetuțele. Există un citat celebru din Harry Potter, al lui Dobby, dacă nu mă înșel, care zicea, de ce să port șosete la, două șosete la fel când pot să le port diferite? A? Filozofie? Iare, mus, hai să vedem. Îmi place ce se petrece aici. Zici că ai făcut brațe, dar se pare că ai făcut brațe, nu? Nu. Am făcut umeri. Mamă. Să se găsim unghiul ăla nebun aici. Uite aici. Aici? Hai. O să vezi. O să vezi în vlog. Da. Ai schimbat o apele, cred. Am pus alea de plut acum. Stai așa să găsim unghiul ăla. Ăsta e. Stai să fac și poză, că merge să fac. Salut. 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 Nu, întinde-l un pic mai mult din triceps. Așa, așa, rămâi acolo, rămâi acolo. Lasă-mă că fac eu rest. Dă și brațul celălalt. Mai fă atât cu ăsta. Asta e, stai așa, stai așa, hop. Bum. Cataroi, bravo. Băi, nene, deci a fost în felul următor. Am plecat cu 98 de kg pe drum, în Eurotrip. Ziceam că am plecat cu vreo 98 de kg dimineața pe burta goală în Eurotrip, într-o formă bună. Și mă gândeam că dacă rămân la fel sau dacă progresez, nu știu, puțin de tot în Eurotrip-ul ăsta de 10 zile, sunt șmecher, știi? M-am întors acasă, aveam 2-3 kg mai puțin. Wow. Uscat blană, dar pe drum, țin să precizez că am mâncat doar micul dejun de la restaurant, de la hotelul unde stăteam. În rest, mi-am făcut mesele singur. N-am mâncat nimic cald seara. Și când am venit acasă, primul lucru asta a fost să mănânc niște legume calde, asta a fost cea mai mare bucurie. Numai salate, numai chestii ușor de preparat, de la conserve, chestii de genul ăsta. Și se poate. Deci dacă așa se poate, pe drum, cu vacanță, cu stat 6-7 ore în mașină, cu fără mâncare, fără astea preparate, băi, n-avem nicio scuză. Deci cine se plânge n-are nicio scuză. Ca să-ți arăt și aici. Dar, într-adevăr, am muncit. Adică făceam cardio dimineața, pe stomacul gol, făceam o oră de cardio. După care mergeam la micul dejun, făceam o drumeție, ceva, sau vizitam ceva turistic, iar seara făceam antrenament și iar ceva cardio. Deci 2-3 antrenamente pe zi. Deci munca a fost ca la balamu. Însă rezultatul părea mea că e pe măsură. Blană. Abia aștept în fizicul, dacă se ține. Ce zici? Eu vreau să cred că se ține, dar ce vrem să credem și realitatea? Au zero lucruri în comun, zero, realmente. Aș vrea să merg și în lotul României, să reprezint România la europene, balcaniadă. Ai auzit fază? Mondiale, orice. Ai auzit fază? Îți zic în premieră, că Remus nu știe. Deci am fost sunat de Ciprian, de Solzaru, și mi-a spus că domnul Torcea, selecționerul lotului României, a decis ca toți cei convocați la lot să facă verificare, ultima verificare, înainte de balcanice, participare la naționale. Adică, logic și teoretic ar fi că dacă cel convocat pe categoria ta, de exemplu, pierde în fața ta, să te duci tu. Da. Că verificare înseamnă, băi, care e mai bun? Ești bun sau nu ești bun? Că dacă nu ești bun, îl luăm pe altul mai bun. Motiv pentru care eu cu tine n-am fost în lot, pentru că au fost alții mai buni. Dar acum, pentru că s-a dat decizia asta, să zic, așa a hotărât domnul Torcea, avem o ultimă șansă? Da, ni s-a dat șansa, că dacă ne sui pe scenă cu cei convocați la lot în categoria noastră și îi batem, ar trebui să fim convocați la lot în locul lor pentru o săptămână mai târziu. Așa spune logica de consecință imediată, de bun simț. Așa că asta bine, o să și facem. E o logică care spune că aceia care au câștigat anul trecut și sunt campioni naționali, aceia vor fi convocați în lotul României să reprezinte România, pentru că, în teorie, ei sunt cei mai buni din România. Da. De-aia au ieșit campioni naționali, nu? Am trecut peste, da. Am fost trecut cu vederea, nu ne-a luat în seamă, au alții mai buni, tot felul de argumente de genul ăsta. Dar de data asta se pare că vom avea o șansă. Ni s-a dat o șansă. Mulțumim domnul Torcea. Nu știu dacă ați făcut-o pentru noi sau
vreți chiar cei mai buni sportivi în lot sau vreți să-i, vreți să-i verificați pe ei, nu știu care e motivația în spatele acestei decizii, dar e o decizie mai mult decât bună, nu se putea mai bună de atât. Mulțumim pentru șansă, ne vedem în 7 săptămâni și 2 zile pe scenă la naționale. Haideți să vedem dacă avem și noi loc acolo în lot sau nu avem loc, nu? Asta zic, cu respect. De ce ne-am adunat aici? Hai, să vedem asta în față. Și stângul? Lasă stângul. Stângul nu. Bicep? Piciorul lateral de ceva timp. Da, vor așa ceva de timp. Am fără față, da. Nu prea ai ce să răzi, nu dai de-aia. Vacuum. Ăla e. Ăla e. Fără ce e natural? Și mai spre mine. Întoarce-i pe mult. Da. Lana poziția asta. Mai faci mult antrenament după sau? Am de dat cam dublu față de el, dar în 7 săptămâni la... Cât se pare? Foarte pe mare, mult mai mare. Mai plin, mult mai mare decât am trecut. Da, tu ești mai definit și tu mai 4 și nu e mai puțin definit și e mai are 2. Bine, mai devreme depinde de... oamenii o să vadă în vlog, acum o oră eram, buguiam, eram mare, rău. O să vedeți. E cardio care... Dar acum am desumflat cardio și mă simt... Nu, da, zic că tu ești mai definit, el e mai definit ca tine, se vede. Bine, standardul mai putea să dai mai multe și tu. Standardul pe categoria mea e total altul. Adică da, să... și asta e adevărat. Păi nu mă interesează abdomen și ce are, ce au băieții de la fizic de făcut. Păi mă interesează un singur lucru. Ceea ce nu o să vadă în niciun vlog, probabil că nu o să am cum. Cresier femural. Asta mă interesează atât. Triuri acolo. Atât, doar asta. O zic pe post. Zi eu pe filmare. Abia ce am început și eu să lăsăm. Am 3-4 ședințe pe săptămână de sală și cumva observ că mai mâncat cămășile și recuzita, știi? 5 kg cât ai stia luat? Da, aveam 7, și că aveam 78 când m-am luat cu tine, da. Și acum am 23. Da. Oricum se vede că ți-ai luat alt tonus. Da, este că e un, da. Un corp dat, un pic rot în jur. Dar ia să vedem, să, chiar sunt curios dacă e... Să-și deci cu părere oameni. De ce? Băi, mult mai bine. Ce ai făcut? E mult mai bine. E decent. Te-ai antrenat constant măcar? Cardio am făcut mai constant. Dar fiare nu? Fiare nu prea ajung la sală să fac. Am făcut bă, băiatule, două ori sală. Cum o să ai așa genetic? Să două. Nici să nu te antrenezi să faci la mișto și dar să... Dar răspund imediat. Am păi văd. Răspund imediat. Mă, cum mă frate să-ți revii așa repede? Da, ce ai mă, sunt niște, sunt puține chile acolo. Și la tine de...
putere. Tu îți dai seama câtă lume trage zilnic și ține dietă zilnic și n-arată ca tine? Și tu practic n-ai făcut nimic din ce trebuie. Și memoria musculară. De 15 ani am muncit până aici. Da, nu, dar vreau doar să zic. Adică... sincer, răspunde repede. Dacă am 200 săptămâni legate de sală, imediat. Păi și ce ar fi să le ai? Mă gândeam. Astea sunt. Astea încerc să le fac. Acum asta fac. Asta fac. Da, e bine, e bine, e ok. Cum era și cred că o să-și revină prim. Da, 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 da. Nu știu ce mai cordez. Nu mai știu, nu mai am conexiunea cu ei foarte bună. O simt asta. Ca forță sunt nici la jumate. Le dau greu. Băi, mă duc să mănânc, că nu mai pot, sunt mort. Hai, te pup. Pa. Ceau. Ne vom antrena astăzi la Fitness 2000. Tocmai m-am întâlnit cu Savin pe drum. Ia să vedem ce echipament are Savin aici. Pe papucel, pe Prozis, Prozis. Ăsta nu-i Prozis, ăla-i Prozis, ăsta-i Prozis. Totul aproape, a? Da, din cap până în picioare. Cu Savin n-am mai văzut de câteva săptămâni bune, nu mai știu exact câte. Vom evalua astăzi ce s-a întâmplat în lipsa echipei. Acolo pare să fie Cosmin. Deci ne-am strâns, mă, ce să mai... Adi a ajuns deja, că m-a sunat, că a uitat ceva acasă și dacă pot să-i aduc. Dar tu mereu ajungi primul, tu ajungi primul, păi de fapt. Așa e normal, ești primul. Păreți. Dacă zice la 1 la 1 fără 5, ești acolo. Așa da, se face. Din timp, da. Timp. Dar și noi avem un sfert de oră... Să trăiești. Academic. Da, da, da. Ești în formă? Nu, no, nu mai sunt în formă. Ai, te-au ajuns trișerile? Da. De unde? Da. Cred că e uscat mort. Haide, ține-o. Eu nu știu, nu-l văd. Da, l-am văzut și eu. A pus o poză aia cu bicepsul, m-a îngenunchiat aia, deci ești în formă. Și amfora și toate ce le pune. Am fura de aia cu bicepsul, m-a spart, e clar că e în formă. Nu, că ai dat cu 3 luni. Da? Pandemie. Hai că vedem. Ce vrei cu 14 de ani? Ți-am mai zis ce? Da, mă spun. Deci ăsta e primul episod. Stați să vedeți și outfit-ul meu, ca să ne înțelegem. Bum, 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 bum. Pe verde. Deci vreau să știți că ăsta e primul episod în care Cosmin e mai greu decât mine. Eu aveam astăzi 73.800. Mă rog, puteam să am mai puțin, dar nu m-am mai cântărit după aia. Ba da, dar nu ne ajută. Păi acum am mâncat, mersi. Da, dimineața ne cântărim. Cosmin avea 74 și eu 73.600 ieri, 73.800 azi. E primul episod în care sunt mai ușor decât Cosmin. Chiar aștept să facem o comparațiune. Ce zici, da. Stipe, mamă, ești și sunt lumina nebună. Ia, du-te un pic mai în dreapta. Un pic mai în dreapta. Și mai spate. Și pune pe tine sau ceva pe dura. Ia, uitați. Pa! Mare. Da, nu, ai crescut, clar. Aici avem intra-workout-ul. Pentru cei ce nu știu, avem aminoesențiali, creatină, niște pastile efervescente, vitamine, minerale, calciu. Nu trebuie să fie calciu, nu trebuie să fie nimic. Trebuie să fie doar ceva bun la gust. Și am mai pus... Pepene. Nu pepene. Ceva mai rău chiar. Am pus izocarb energy. Așa. Adi și-a ales niște pantaloni ce am crezut că sunt largi și lui veneau colant. Mi-am luat prosopel. Avem de filmat aici. Schimbăm adidășei și ne apucăm de treabă. Caut pre-workout-ul, că le iau dinainte, le iau până să ies din vestiar. Și citrulina, care tocmai v-am postat la story și am avut câteva sute de share-uri la el. Că citrulina este vasodilatator și ajută și cu erecția. Cine știa treaba asta de aici? Vreau și eu 600 de grame. Da. Pentru seara asta. Noi în industria fitness-ului știm lucrurile astea. Ia coapsele cum sunt.
da, arată în așa. Oia, nu vină mai aici. Da, mă, da, e bine. Vino mai în față obțin, vino mai așa. Cât timp a fost copa României înainte de nați, de Pro Nutrition? 3 săptămâni? Nu știu. Cred că mai mult. A fost tot așa, gen la sfârșitul august. Acolo, acolo, acolo. Așa, fă aici. Acum ești mai bine decât la Cupa României, ce ne spune cum nu așa că în momentul în care îi dispare pilul ăla, îi se codărea peste timpul. Bine, dar nu mai stat de ce. Naționale, practic. Și acum mai sunt 6 până la naționale. Adică dacă lucrurile ar merge la fel, aș veni la fel la naționale. Doar că nu merg la fel lucrurile. Doar că acum merg mult mai repede. Aia e chestia că... Am găsit-o, n-am mai deșat. Atunci, primul concurs a fost cu Parogu, dar mă rog, a fost așa. N-a fost gen să te duci maxim. Nu, nu. A fost crezi. Nu naționale. Da. Nu, nu am promotion. Da. Și asta zic că... Între Cupa României și Promotion ai avut 2 săptămâni. Da, între da, da. Ei, acum ai 6 până la Națională. Da. Și eu zic, ești mai bine acum decât ai fost la Cupa România. Nu, nu să-mi dau seama. Da, posibil, posibil. Cel puțin jos. Da. Sus nu știu, dar jos cu nu știu. Păi, așa cum ce nu mă simt. Nu știu că și vorbeam că țineai apă mult, da. Și ți-am zis mai adăugat. Așa e, dar nu puteam. Știi că ți-am zis, știu că trebuie, dar nu aici. Da, era... Nu am făcut asta. Îmi iau proteina ce trebuie luată, dar volumetric bun foarte mult, adică uite, și acum mă simt, ieri de exemplu, uite, mi-am atât ceva de jos greutate, am venit în tras la față, se vede, sunt pascularizat, sunt toate alea, și am uitat să mănânc. Bă, cum să uiți să mănânci de toate usuci în pregătire? Când trebuie să te gândești doar la mâncare, am uitat să mănânc. Sincer, că nu mai... Când era la pe care l-ai bătut tu, am trecut la Promotion, ăla îmi spunea, exact asta experimentat, ce zice Marius? Adică am avut cea mai șmecheră pregătire, nu știu cum s-a întâmplat, ce super energie, uitam să mănânc. Da, bă, băiat, deficit caloric. Ha. Am stat de vorbă cu el până să intra pe scenă, știi că era lângă mine, se pregătea lângă mine. Și exact asta îmi spunea și el. De departe cea mai simplă pregătire. Bă, și la mine cam așa sunt întâmplat, că mănânc. I-am găsit la prima, nu mai mănânc orez, decât foarte rar. Da, clar. I-am luat pâinele aia de sectare, ca un planton cu pâine, aia de... Știi, sunt pe ele de alea, așa, dar nu crispy. A, sunt alea, din, sunt din boabe, nu zici da, că da, da, sunt pe presaj, așa. Și sunt niște de alea, așa. Da. Nu asta? Nu, nu, nu. E umed, așa. Voi ce-ți dai aia grea integrală, că și de grea e atâta. A mea pâine, a pachet, așa. Dar nu aia, nu, ca știu ce aia. Îmi fac mult de ovecel și vine de gratinate. Da, tot la fel, am volum de un ce înseamnă gratinat la tine? Poate flot. Poate flot, da.
Astăzi ne-a gratinat? Da, mă rog, gratinat. Bine, da. Păi asta e momentul șmecherii. Dovlecel, vinete, ciuperci. Exact. Ce? Poți să stau la urile mult mai... Exact. Am scăzut la 2200. Nu mai fac picioarele sus și deportate cu pușia mea. Mai le mai cobor, nu? Și apropiat, mai faceți voi, știi? Că am realizat că mă împingeam mai puțin în vadricel decât ar trebui. Asta vreau să zic. Cum să spun, nici nu e ca și cum am avut vreodată vadricel deficitar și te las până ce pe el. Pentru mine a fost mai important să vin cu detalii și un mușchi lucrat și mai plin, are mai multe detalii. Știu că am avut discuția asta la mine, la sală, când ne punem noi tălpile, da. Nu, înțelegeam implicația de a veni cu genunchi în față, că e vorba de fandare, că e vorba de orice, știi, dar nu mi se părea confortabil și nici în continuare nu mi se pare confortabil. Dar atrag de mine, știu că e un proces care înveți la zero, practic, care mișcare. Exact. Îți dai seama. Te rog, ție împotriva unui deja învechit. Și la genul m-am băgat ieri. Genul, da. Cu genul. Așa, m-am băgat ieri și am făcut la 100, am făcut 6, fără departe de vizare. Dar tot așa, cu gândul, băi, genunchiul, nu știu ce, cu aia de powerlifting, cu sleeve-ul, cu genunchi, confortabil, știi, m-am dormit. Și vreau să iau așa. 105, bine, acum sunt pregătire, n-aș pasat. Ai de-astea în pregătire, hai să vă asta zic, știi? Dar măcar, bă, automatism, știi? Duci genunchi în față, picioare apropiate, hap de alea de haltere de... Și vârfurile duci un pic în afară, la presă? Sau le ții? Băi, nu le-am dus în afară. Nu. Știi de ce? De ce mă duc în afară? Că am tendința tot să vin aici undeva, tot să fie de aici, știi? Vreau să fac mișcarea, eu oricum făceam mai des, cât de adâncă o făceam. Vreau să fac o idee mai scurt, vreau să fac din doar treces. Eu dacă fac așa de lângă tine, fac o tine anterioară la bazină, n-am cum să mă opresc. E de mobilitate, eu aveam, mai orice mobilitate da, aveam, știi? Nu, dar la mine se trage de la dorsiflexie. Da. Deci eu sunt trebuie să mobil aici, eu fac exerciții acum speciale, pentru că m-am oferat la genul liber, am început să fac și genul la liber, în sfârșit, cu ani de zile. Și mi-am dat seama și fac o uit pe University Squad, nu știu dacă îi urmăriți. Foarte tare, e un tip, University Squad. Și am văzut un zile acolo de 5 minute în care să-mi încălzesc, dar să-mi îmbunătățesc mobilitatea jos aici. La bandă de jur, am încercat prima la rece și apoi la cadru, după 5-10 minute. Bă, mare diferență. Nu e doar în mintea mea, adică m-am filmat, nu mai fac batuin cu ăla de norocit, dar trebuie să acorzi efectiva zi. Asta atenție, încălzirii și mai ales cu cât te duci deci mai încolo în curs, pe toalete să fii mai atent. Da, fotografi, de acord. Băieți, antrenament. Bagă-te tu sub lumina asta corectă ca să nu fie sabotaj. Uite acolo. Acolo. Poți să te uiți unde vrei tu. Dar eu să te văd bine aici. Câte chile ai? 87 chile. Aveam ieri dimineață 87 jumate. Am mâncat pe pene seara. În aceea zi seara m-am trezit 88 jumate. Mm-hmm. Dar culmea că după ce mă pe pe a doua zi mă trezesc mai bine ca fără. Clar. Dar nu știu de ce, a rămas slabă în mușchi. Nu te... Da. Mult, mare de tot, mare. Eu nu știu, ai 15 kg peste mine, nu știu cum am făcut noi aceeași categorie vreodată. Mă uit acum și nu mai mi-amintesc. Am fost eu așa mare vreodată? Nu mi-amintesc. Mi-e greu să-mi mă uit acum la tine, la Adi. Adi mai ales i-am dat short-ul meu care vine larg pe mine, zici că e 4 mări mai mari și e S. Și mă uit la Adi și mă zic, bă frate, eu am fost vreodată așa, nu știu, mi-e foarte greu. Dar am avut chilele astea pe care le-ai tu, nu în forma asta, ce drept, într-adevăr, nu am avut în forma asta, dar... E și diferență de înălțime între noi de vreo 7 cm, nu știu cât ai, un 73 cât ai? Da. 7 cm între noi. Adică dacă e să calculăm așa, da, am avut mărimea asta. Mărimea, iar acum a început să se mai tragă aici. Aha. Păi simți că pui mâna. Că se ia de sus, se ia de jos, se ia de sub. Da. Da. Oricum, dar greu a început să se miște treaba aici. Oricum nu trebuie. Când am scăzut la 2200 până la 2600 nimic și nici greutate. 2200 mănânci acum? Da. Eu mănânc 2000. Băi, înseamnă că mănânc mult la chilele mele, nu? Bine, nu fac cardio tău. Se echivalează. Se echivalează. Fac mai mult cardio ca tine. Nu e ce consider eu că e cardio mult. Ia uite, acum e lumina bună. Bine, bine. Dacă te duci mai în dreapta un pic și
Și te răsucești? Da. Invers, pe partea aia. Acolo, ca să pice fix lumina de neon. Da, 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 da. Da, mă, e calitate. Mhm. Bine. Da. Bun. Sunt cargo considerabil mai jos față de anul trecut. Adică acum stau la 300 așa. Anul trecut nu prea am scăzut sub 350. Dar ideea e că îi țin, îmi descot formă, știi? Și pe măsură ce se mai îmbunătățește forma, o să fie să mai cresc. Mm-hmm. Dar momentan aici și aici a început să meargă gen de sweet spot, așa, știi? Mm-hmm. Să îmbunătățească forma și am și o stare generală. Știi că data trecută spuneam că sunt cam obosit, am forjat un pic. Am făcut episod cum impactul psihologic, eram toți morți atunci. Păi, iar... cu mult înainte de concurs. Lumea e că acum sunt total opus. Da, da. Sunt la 180 de grade. Așa și eu, așa și eu. Deja am văzut că a început să meargă. Știi că atunci intrasem într-un impas, așa, știi, eram... Și cred că asta a fost. Toate că făceam cardio, chiar mai mult decât acum, intrasem, țineam caloriile mai sus și intrasem într-o stare de oboseală și fizică și psihică. Știi că o luasem din nou cu sala, job, și dimineața la sală și cu clienți, apoi la job, apoi iar la sală și tot așa. Începusem să mă și antrenez, adică am crescut frecvența antrenamentelor și clar am simțit o oboseală. Uh-huh. Și am dat un pic. Un pas în spate, așa, știi, cel puțin am lăsat-o mai moale mai mult de două zile, adică două zile, da, una pauză. Chiar dacă am scăzut caloriile, am dormit și mai bine. Că după fondul ăsta de oboseală nici nu mai puteam să dorm, nu la somn, dormeam 3 ore pe noapte. Și acum am reglat, știi, și deja a început să fie cu totul altceva. Dacă știam că faceți picioare, mă păstram. Nu e că fac chestia aia care nu trebuie să duci, să faci picioare și pe aia să antrenezi partea de sus. Că se duce sângele, se pierde, se știi, și fac exact aia. De la bicicleta aia, cred. Ducem discurile luate, discurile da. Discurile. 8, 9, 10 și mai întâi 3 aici. Da, le păstrăm. Să mă chemă să vă filmez la serie. Se filmează încălzirea lua de aici. Prima serie de încălzire. Prima serie, da. Bine. Joacă. Am mișto. Bine! Faci temil? Da. La mișto! Bine, da. Nu da. Da. Se pare ok pe genunchi? Da, 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 da. Tu oricum n-ai probleme, cred că, nu? Am dacă nu mă încălzesc, că am pățit anul trecut. Și m-a ținut destul de mult. Probabil că sunt... obraznic și nu mai iau în calcul vârsta, știi? Dar acum când mi-am revenit și am primit o lecție de umilință anul trecut din partea genunchiului stâng, dacă stăm cu încălzirea și fac minim 3-4 seturi de încălzire cu tot ce implică, sunt ok. Și să nu mai faci seturi de 3-5 repetări. Când folosești greutăți foarte mari, ceva se întâmplă.
stai un pic, am scos microfonul să mă aud și eu, că dacă l-am băgat, te auzi doar tu, știi că e spre tine. Știi ce, știi exercițiul ăla de răpiri? De răpiri? Da. Nu. Asta și am realizat că exercițiul ăla de abducții, abduction. Da. Știi ce zic? Abduction. By aliens. Da. Ieri am realizat. Bă, stai mă, că așa se traduce, mă. E bun, da, da, da. Abductions. Abducție, abducție. Da. Da. Emile și-a mânecile pentru picioare. Cum traduci prostiile astea dacă... Băi, oameni buni, de-aia zic englezisme, că n-ai cum să traduci răpiri și mâneci pentru picioare, ce dracu? Și ți-a dă-o pasta, ce? Decât să mă chinuiu să traduc și să găsesc corespondentă română, mai bine învață toată lumea engleză, nu? Da? Nu te simți că te fim așa? Te joci! De umeri? Da, da, da. Așa am simțit, nu e. Că m-a trezit timp ce am odihnit. Bine, e ca așa, gambele înainte de... Da. De... Păi... la trapez, greutăți pe care nu le pot controla. Încerc să nu le arunc din picioare, încerc să nu le arunc din gambe, încerc să nu le salt. Încerc să le fac cât se poate de mult din trapez, cât mai puțin din alți mușchi. Îmi pun astea de la 60 de kg, asta e, nu vă convine, certați-mă, schireți-mă, înjurați-mă, n-am forță, n-am priză, n-am nimica, nu e nicio problemă. Priza nu este obiectivul meu pentru care vin în sală, dacă aș vrea să întâlnesc priză, sunt exerciții specifice pentru așa ceva. Chiar dacă n-aș ști cum să fac chestia asta, am prieteni care știu să fac asta, că asta fac, scan în berg. Acolo ai nevoie de cea mai bună priză din probabil toate sporturile. Încerc să am cea mai bună contracție posibilă cu trapezul și chestia asta era să fac o accidentare mare de tot. Prin tinerețe, făceam 170, 180, 190
și m-am accidentat toracal pe aici, pentru că eram cocoșat, aveam niște poziții când o luam, când o puneam, o luam prea de jos, dubios, și am rămas cu niște teamă de acolo și n-are sens. Folosesc greutăți suficient de mari ca să stimulez și atât, nu e orgoliu. Pot să fac cu cel mai puțin din sală, nu mă interesează. Asta e ceva ce vreau să vă transmit și vouă. Că poate să fie concurs dacă vreți să fie, dar eu nu vreau să fie concurs, mă doare la bașchet, să vreau doar mușchi, să fiu sănătos pe termen lung. Cosmin nu face trapez. De ce, Cosmin? Deloc, nu știu. Deloc, da, am înțeles, da. Nu prea... Ui, văd rost. Nu știu. Nici nu cred că am. Ia, bagă-te. Te faci? Să mă bag să fac un băgat direct în 110, nu? Cât vrei tu, cât vrei tu. Lasă așa. Fă-o atât, dacă merge. E lejer. Hai să scoate microfonul să mă aud și eu, ca să comentez aici ce se petrece. Ia, vezi mă ce detalii are, bă, băiatule, bă. Ia uite, bă. Cârca asta. Le trage spre în spate, gen el. Nu le face drept în sus, hap. Că poți să duci stimulul ăsta unde vrei tu, poți să duci mai spate, poți să duci mai sus. Bine. Tu ai vrut așa? Tu ai vrut să pui? Am crezut că accidentat s-a pus singură. Nu. Te las mai jos? Ce mai bagi, Adi? Ai făcut extensii de la mișto acolo, am văzut, nu? Am făcut unilateral. Așa. Cel mai mult pentru... Să încerc să reconectez cumva. N-am făcut pentru greutate. Te simt bine pe astea, așa, pe un picior pe rând. Și recomand, când puteți și aveți ocazia, să faceți și asta. Cu brațele, cu orice se poate. Și acum vreau să mă pregătesc la Geno, dar e un domn care a pus stăpânire de vreo jumătate de oră pe lacul ăla. Și nu știu. Nu știu, mi-e milă să-l deranjez. Mai aștept un pic. Pentru powerlifting, el chiar concurează și de-aia. L-am văzut, da, și chiar e bun, e pe master, tot așa, de o seamă cu tine? Da. L-am văzut puternic, da. La îndreptări. E... Și nu prea vreau să-l deranjez. Da. Păi poți da. Te... Dar sunt... Băi, poți să faci genul și în altă parte. Da, știu. Uite, avem aici suporții acolo, la ăla, o dată. Acolo. Sau poți să pui bara la paralele, unde stă Savin. Poți să pui bara hapă ăla. E perfect ăsta aici. Da. Îl fac pentru trapez și mă posterior. Asta e partea superioară pe care o am cam goală. Trebuie să se vadă bine de spate, mult volum pe centura scapulară, partea din spate. Da? Păi, naționale când au luat? 7.30 au. Urmează 6 săptămâni. Aoleu, cum faci panică iar. Hai mă, pentru că ești bine, ce ai. Dau cu tine sau? E ușoară? Da, e ușoară? E ok, dar... Dau cu mult, atât. Dau Marto. Stai Marto. Marto lui Marto lui Adrian. Facem cult, aici suntem 4, nu ajungem. Ui! Ui! Ce ușor, foarte bine. Ui! Ui! Ui!
Bine, uitați, pe Savin, ceea ce încercam să lucrăm aici. Deci toată zona asta, de aici, aici, asta se întâmplă în momentul în care faci mișcarea asta. Vedeți trapezul, vedeți umărul posterior. Încercăm să facem mișcarea din coate. Nu ne interesează bicepsul. Cu antebrațele doar ne ancorăm. Strângem. Aia. Da, da. Tutorial de... Da, da, pe tot ce faci, faci cea mai bună formă. Te las pe la final, că... Vreo... Sunt un ștai. Nu de hărnii de disc. Și nu mai... Nu mai joc. Cât are sport de la gen? 210-500 de căți. Da. La tekin. Atunci aveam 88-89. Mai... Nu, așa. Cine? Și la 5 ani, pe care am simțit că ce n-am băgăm cu tine jos. Pe 4, 5. Asta e tot ce am simțit. M-am apucat să pun vara. Într-o jumătate de oră mi s-a rigidizat absolut tot mijlocul. Din a treia zi am simțit o durere foarte ascuțită pe sufesa dreaptă. Aici. Da. Era deja în bucuremiul meu. Doar că a urât. Recuperarea a durat vreo 2 ani și jumătate. Dar strict, fără sală, 1 an și 2 luni. Dormeam pe parchet. Și zic că nu-i rău. Trăgeam piciorul pe viața. Am stăpit 22 de program. Eram în umbră. Ce să mai. Și de atunci mi-am învățat lecția. Apoi de o toate mare în spate, nu după aceea că problema și faci chestia așa. Eu deja am un... Bine! Am luat-o inversați. Trapez, trapez umăr posterior. Acum, mare dorsal. Ia uitați. Anatomie la Savin aici. Bine, mă, bravo. Mă, normal, dacă aș fi făcut pullover-ul normal, nu s-ar fi simțit așa, dar pentru că am făcut umăr posterior înainte, m-am la fiecare repetare, mă cac pe mine, scuzați limbajul. La fiecare repetare mă doare și mă arde, ceea ce mă normal. Nu știu de ce nu se simte, că execuția aceeași, nu fac nimic deosebit. Da. Deci e bine să schimbezi, schimbi, da. Să alternezi, să... Eu mai fac umeri înainte de piept câteodată și merge antrenamentul de piept monstru după aia. Da. Oricum și la piept, dacă faci inclinatul, la fel, simți și acolo umeri, se completează una pe alta. Dar iarăși trebuie să gândești. Să fii prezent, da. Da. Bine. Și piele subțire, bă, băiatul. Când stă relaxat, n-ai zice că se striază în halul ăsta. Că e atât de separat. Blan. Ce rom se face aici. Mm-hmm.
faci un dublu bicep sau ceva. Mhm. Shit. Man. Bagă Savi. Nu e normal să fie așa. Nu e normal. Ala zgârci? Nu e normal. Acum ala. Nu mi se pare. A, scă nici cu tine nu mi-a rușine. Tot acolo ești și tu. Tot la fel se vede și la tine. E mai bronzat și are o idee mai multă grosime, să zic, dar tot la fel. Auzi suflecăți? Să se vadă și dumbbellii. Ne punem pe aceeași linie, pe mea. Da. Deci nu vreau să fiu tangling. De la mine, de la nimeni, da? Azi fi. Vezi că nu e mare diferență. E iarăși apropiat rău. Ești bine pe picioare, mai ales. Ce ai? Dă-i mă lateral ceva? Aha, aici mă omoară, pe aia zici. Știe ce știe. Băi, trebuie să le facem pe toate, băi. Oh, da. Chiar așa. Ia uite tu cum se văd, nu e nimic. La tine se sparge în 10 bucăți, în 10 feluri. La mine fix o groapă. Alt. Dar asta nu le-a cam înainte. Eu pot să mă las... Mamă, zici că sunt fâșii așa. Da, foarte bine. Ce? Față de anii trecuți au rămas. Ce bine, băi. Ia gambe din spate. Mi se pare că ele ai duble. Mintea mea le-ai duble. Yeah. Am 40 în gambă, n-am mai mult de 40. Știu, yeah. Stați relax și ridicați-vă. Aici e bine dacă stau? Da, da. Hai. Sus. Nu, aici se vede. Bine și... Ce se vede? Cultura diferită. Da, nu știu. Cine mai bine? Da, dar paradoxal am 5 centimetri peste el, cred că la gambă. Da, dar și care e treaba? Avantajul lui are inserția mai jos aici. Da. Și vine ăsta exact aici. Da, dar în momentul când te-ai ridicat și ai strâns gamba, e sus toată, dar acolo da, e... Da, mie nu se pare, la mine se vede bine așa aici.
Da, dacă mai exact. Lucra, s-a pierdut. Te-ai ridicat în piept. La ei e invers. Da, vine cu da. Da. Mai am 3 săptămâni până încep pregătirea. Cum am avut viața asta, mă, poți mini. Cum există? Acum jumătate de oră am avut conversația asta. Zic, bă, băieții sunt foarte stresați, mai au 6 săptămâni până la naționale. Și zic, dar tu când intri la pregătire? Și zic, te bagi acum? A, nu. Zice, nu mă bag acum, ce? E prea de vreme. Când mai sunt 2 săptămâni, intru și la din. Tu când trebuie să ai vârf în formă? Că ai zis la mondiale europene, când e mai ultimul concurs? Când? Pe ce dată? Păi 15, 18 parte. Ce? Nu? Septembrie, da. Și nu se pare că e aproape? Nici ăla? Deloc. Bine, îl vizezi pe ăla, te doare la bașchet de restul. Cât timp înainte de ăla începi să pregătești? Serios. Înainte cu 2 săptămâni de naționale începi să. Deci 4 săptămâni de europene. Da. Ce înseamnă pregătire? Pregătire la tine. Scoate sneakers-ul. Scot sneakers-ul, sucurile. Fac cardio cam jumătate de oră pe zi. Și sunt mai atent ce mâine. Ce adică te duci și te pui salată ca... Nu. Niciodată așa, nu? Păi nu pot să stau dacă țin... Te definești prea tare cu ăla. Nu, slăbesc foarte mult. Slăbești, pierzi... Pierd masă. Mă usuc din toate... Cu cât te estimezi că o să concurezi cu scenă? Sper cât să... ai voie să concurezi, de fapt? Că la tine e cu voie. Eu am voie undeva la 72, dar sper să rămân undeva măcar cu 71 să rămân pe scenă. Deci o să ai mai mult ca mine pe scenă anul. Sper. Și sper să fiu și mai definit atent. Aici vreau să am un cuvânt de spus la treaba asta. Trag pentru chestia asta. Trag să fiu cel mai uscat. Adică asta e capul meu. Și ce ai zis, să fiu cu Ciprian pe categorie. De exemplu, dacă vin ca la mondiale. Ai fost mai uscat am trecut decât mine cu forma de la mondiale dacă decât vin... am fost la Sintex. Dacă vin cu forma de la mondiale, cu 70 de kg. Cât ai avut anul trecut la mondiale? 66. O să fie wow. Cam asta e dorința mea. 66 a avut. Cât ai avut? Și a avut 6 săptămâni acolo. Nu, fost internaționale și 4 săptămâni. N-a fost când a fost? În noiembrie, când a fost? Păi da, dar după naționale, da? Eu am ieșit, da. Da, ai ținut în continuare. Nu. Păi n-am avut cum să țin asta. Era o lună jumate. Nu, da, o săptămână, două zrevi și după aia dai din nou. Mi-am propus anul ăsta să vin să mă uit la forma cea mai bună de anul trecut și să zic: mamă, cum, nu mi-a fost rușine cu forma asta pe scenă? Ce a fost cu mine așa grasă? Asta vreau, să mă uit și să zic, bă, na, sunt mult mai bun. Și pentru asta trag, asta e motivația mea în momentul de față. Ce-mi pare rău e că de fiecare dată când vin pe aici să filmăm ceva, o nimeresc pe distanție, dar vedeți în tot restul videourilor de zi cu zi, în ape adânci, în ce vreți voi. Vedeți că nu așa stau lucrurile. Te-am zis să nu mai mănânci pe pene. Da. Pe penele. O să apelez la serviciile. Păi, lăsând gluma la o parte pe penele. Eu de câte ori, și mie îmi place spermul și l-am mâncat. Dar am momente, după ce mănânc pe pene, măcar am și perioade în care mă simt aiurea. Și cred că unii pepeni, adică depinde cu ce-i tratează. A, bine, să te stici la... Adică, da. Nu că ar avea pepenele, da, eu de câte ori am pepene bun și așa chiar mă simt foarte bine. Am pățit. Mă trezesc a doua zi, mănânc seara un kil de pepene, mă refer la miez, și a doua zi mă trezesc dimineața blană. Am pățit. Dar în schimb, când dau de câte unul și parcă îl simt așa... Nu mai găsesc pepene. Nu mai găsesc. Pe colon îl simt, adică nu știu. Da, știi ce? Da, nu știam că recent am auzit. Am auzit discuție prin piață, zice, păi nu mănâncă. Păi nu mai există, mă, pepene bun. E injectat cu apă, e umflat, păi e... Păi nu mănâncă pepene. Că știu ce pune în mine. Da. Nu mai exact ca ăla, știi, crește uiu și ce iau, că nu mănâncă. De asta toată lumea zice mâncați de sezon. Da. Și asta e. Da, nu e. Cine-ți vinde de sezon? Tot ăla care are... Tot ce se vinde în grob de sezon, care e... Mă rog, sunt și pepeni, că sunt de sezon și sunt de tipul masiv. Sunt și roșiile, cel puțin roșiile de mama. Mi-am zis când la foarte cireșile, că sunt... Pepeni nu prea. Dar nu e o băbuță în piața aici, la care stații militari și la piața Apostolului. Clementina se numește, scrie pe alea, că trebuie să scrie numele de producător. Și vine cu roșii de alea care nu sunt două la fel, dar care 500 nu sunt două la fel. Arată horror toate,
sunt toate moi, toate au gust, se vede că nu sunt... Are asta adevărat? Da! Scrite repede? Da! Dacă le-ai luat în sacoșă și ai luat 5 kg până acasă alea de jos au dus, că sunt foarte, sunt moi, așa trebuie să fie. Nu au reglă, uite, la roșii de la mică, solar, da, tata nici măcar cu piatră bună te gândesc, da. Te face o soluție grande, până la marginat, că pentru mare, compost. Pentru compost, și solar, să mănesc și da. Aer, și trebuie stropită, și înainte le spunea cu piatră bună, că nu trebuie pizza de bine, dar nici de aia, face ceva din, din urzic, dar totul n-are nicio... chimicale, dar roșii arată foarte bine, adică dacă compari una din piață de aia injectată să se facă repede bun, aia nu prea vezi diferențe, la gust e cu totul altceva. Asta e, că asta e august, frate, august. Și ardeiul gras, băi, când ai ardeiul gras trebuie să scută toată casa, mă. La ardei la nu? Fel, la cap. Castravetele, la fel. Iau de la mine din grădină, mă îmi place maxim. Am luat din un magazin, am mâncat a doua zi, asta eram balonat, nu, balonat, îmi venea pe cât, dar băi. Băi, din păcate nu e o alegere, adică eu nu prea avem alegerea asta, deci că nu sunt opțiunile. Nu mai zic de usturoi, ăla mare, ăla dacă mă luăm, direct ar suri, că așa, când iau usturoi de la mama, din grătină, de la mai mic, așa, frumos, îmi place maxim, fac din orice, orice și n-am nici pe grătă. E de la ăla, regul, am mâncat, ăla dacă îl lași un pic, ții așa o săptămână, ai văzut că se înversești, nu mai aproape că nu știu că se audă de la distanța aia. Ia ne părând când vorbim. Da, bagă-i în gură. Nu mai dă da. Așa, aproape că înapoi s-au retrat tare și îmi văz prost băieți. Cum s-a văzut pe filmare cu picioarele? Că nu-mi dau seama. Între publicul sau pe mine? Pe tine, pe tine, că tu ai uitat, tu ai fost acolo în spate. Foarte apropiat, foarte apropiat. Mai avem una Adi de anul trecut, tot în pregătire, mai știi? Anul trecut tot aici. Vreo 5-6 săptămâni înainte, tot cu alea, tot în ziua care a făcut record. Am văzut și eu picioare pe așa. Chiar sunt curios să le comparăm pe ale. Nu știu, la un moment dat devine prin fapt. Ăla e mers, nu te mai vezi. Eu consider oricum că e diferență mare de mărime, doar că eu păcălesc eu din pozare. Nu e ca și cum. Uite, o să iau pantaloni înapoi pe mine când termin Adi și o să vedeți. Uite cum stau pe el, deci pe bune. Uitați-vă și o să iau și eu pe mine. Și o să-i dau lui pe ăștia eventual. Da, ai văzut că un detaliu cât de mic ca și separare face diferență. Te l-ai văzut pe lateral cu plus, plus bronzul și ăla pe da, restul da, mare. Da, deci mi-am luat un bronz de la mare, acum blana. Pe tot? Da, o pungă în plus, ai văzut pe scenă, te uiți la unul, măricel, frumos. Bă, când, dacă stă și nu apar detalii, pare chiar atât degeaba are, ai văzut densitatea aia cu vene cu ceva. Dacă nu e separare, nu se vede la și contează și lângă cine stai pe scenă, iarăși. Cel mai important. Da, 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 în schimb, sunt unii, ai văzut, te uiți la ei. Poți, buscați blană, și gata, a luat. Știi care e problema mea și n-am văzut problema asta la foarte multă lume? Deci am foarte multe detalii pe unele grupe și încă multă grăsime de dat pe altele. Uitați-vă, de exemplu, pe biceps. Sunt toate striurile aici. E pielea așa. Și aici, ia uite. Aici, ia uite. Păi dacă era totul, nu uniform ca aici, că n-are cum să fie ca pe membre, dar vreau să zic uniform, cum e aici și aici, să fie și aici pe midsection, gândiți-vă că aș fi putut concura cu mult mai multe chile, dar eu trebuie să-mi setez forma pentru cele mai slabe zone. Deci pentru veriga cea mai slabă. Dacă grăsimea se dispunea, în cazul meu, uniform, veneam mult mai plin sus. Dar eu, pentru că trebuie să mă usuc aici și aici, o să trebuiască să pierd multă rotunjime din restul zonelor, știi? Uite, de exemplu, la cineva ca și Cosmin, e dispus să mai uniform. Compromisul. Da. Și acum, na, dacă aș fi concurat la mens fizic, eram foarte avantajat. Pentru că trebuia să scap doar de asta, care pleacă înainte de asta. Adică venea mai mare, venea mai plin, doar că acum sunt obligat să o ajustez în așa fel, încât să vină cea mai bună formă, dar să mă încarc înainte, agresiv, încât să vin plin, să-mi recapăt din trucuri, pe ultima 100 de metri, rotunjimea pierdută, pentru că a trebuit să fac asta, și să nu mă astup în același timp. E o artă imensă, de asta zic, băi, oameni buni, noi care suntem culturiști și concurăm și facem asta de foarte mulți ani, am testat dietele de 100 de ori în 15.000 de feluri, niciun nutriționist nu se confruntă cu așa ceva, știți cum e? E diferența între instructorul din sală, care lucrează cu oameni care n-au nevoie de mare lucru, și culturistul de performanță, care trebuie să testeze toate biomecanicile, toate metodele de antrenament în 100 de ani de fiare, cât are. Așa și cu nutriționistul. A lucrat în zona de confort, nu a lucrat niciodată cu extreme, cum facem noi. Asta noi venim cu un feedback.
foarte prețios, pe care nu o să le aibă nimeni, care nu s-a dus în zonele alea de extrem. Mărimea este, da? Hai să vedem. O să vină ca pe gard, vă zic, că știu cum sunt ăștia. Nu cred. Hai să vezi. Au. Bă, băiatule. Bă, băiatule. Au. A, că nu e diferență mare. Da, frate, nici nu pot să păcălesc dacă vreau. N-am cum să păcălesc, pur și simplu, n-am cum să păcălesc. Băi, deci e iluzie. Hai să mai pusem o dată, două secunde în gardul. Ha. Ca să vadă lumea că ăsta e o iluzie, sportul ăsta aici. Vine la neon. Nu vreau să vin mai față decât tine, dar te pot să ajungi și aici. Aici. Ne arată Cosmin ce-a mâncat aseară. Ia uite-l ce le-am leșinat. Da, să văd. Deci avem bakeros, avem un joie. Nu-mi dau seama. Mi se pare Milka cookie, nu? Ce? Nu, sunt biscuiți Milka. Și ăsta e Chio... Ce? Care? Chipsuri, ce-s astea roșii? Da, chipsuri. Da, Lay's. Da. Nici firmele nu le știi, Marius. Mă faci de râs. Frate, nu, eu nu. Ia să vedem. Adică tu ai 130 30 kg peste mine. Păi vezi că e cool. Să vedem, într-un fel. Ce? Ce mai vezi? 46, cât sunt? Ce? Pantaloni. Nu știu, trebuie să mă uit, dar nu știu. Da, tu îți vreodată îți bugi acasă să nu nece la nimeni. Băi, la un moment dat, dar 46. Nu, că i-am rupt și pe ai mei. Pe ai mei am rupt, m-am lăsat așa. Niște Tommy Hilfiger de aici până aici. Ma. Că ți-ai grandat, zis, dar atunci gata. Eu purtam bine, eram grăsus, nu eram ce puțin, nu eram. Sunt să zic că nu eram mult mai astupat. Dar pe picioare nu eram cum ești pe acum, dar purtam 46 la un moment dat. Că ți-ai grăsat. Da. Tot așa, m-am toți blugi. Băi, nu e rău deloc. Iată. Sunt talie cum să iau? Erau tot ajustați, lungime, făcut spania. Ia, vezi-mă. Păi vezi că... Da. Mă, da, mă, blan. Multă carne, multă carne. Da, mă, i-am zis, zici că e un culturist de la mare adevărat, da. Care face un off-season de la... Bă, da, ai vreo să... Mă rog, mi se pare că ai fi foarte bufos. Da. Bă, nu sunt, de ce să nu depășesc asta, știi? Suntem un grup pe strițele de tot. N-avem nicio treabă unul cu altul. Nicio legătură. Nu mâncăm la fel, nu facem aceeași categorie. Nu avem nicio treabă. Nu, eu zic așa. Păi tu o să fii pe categoria. Categorie specială separată, alien. Faci 70? Așa și după aia, nu știu, păi, noi așa mai diferiți. A? Uite, las frate, tu să vedem cum ești cu mâncare. Nu, frate. 1400 calorii. 70. Cât mănânci? Păi am așa, dar... Da, da, bineînțeles. L-am nimerit. Ce mă, tu așa credeai că fac clasic? Da. Nu, frate. Știu că ei sunt cam pe acolo cu mâncarea. Bine, să avem mănâncă mai puțin calorii, dar tot bagă tot așa. Chestii. Deci, eu am fost cel mai drept, cred că, în ultima... Nu știu, nu mi-amintesc când a fost ultima dată de drept. Doamne, dar abia aștept să mă laud și eu, că am mâncat numai bine. No. Să vedem atunci ce mai spuneți. Nu, n-aș putea, adică... Nu, adică, nu zic că n-am mâncat, mi-am echivalat, că vorbeam și cu Emil chestia asta, adică, ok, hai să zicem că am mâncat înghețată, avea cât 400 de calorii, mi-am extras alea 400 de calorii din restul de 400 de calorii din alea 2000, știi? Adică n-am ieșit cu păi, 400 în plus. N-am mâncat, păi ce ai acolo, cred că ai 2000 lejer. Băi, să facem poză. Chipsurile au în jur de 400 și ceva, 500. Hai să facem poză aia. Hai să facem poză. Și mănânc și restul zilei, știi?
Băieții pleacă pe rând așa. Gata, Ciprian? Ciprian, auzi. Ciprian. Cosmin. Vă salut. Și noi te salutăm. Cu câte chile ne vedem data viitoare? Pe 74? Păi bun. Nu începem pregătirea. Nu începem pregătirea. Da. Emil, câte chile ne vedem data viitoare? Nu știu câte ne-ai zis că ai acum, că ne-ai zis, dar n-am ținut minte. Păi, de sau nu ne-ai zis? Aveam 88 jumate. Așa. Mai, acum două zile aveam 87 jumate. Și dar cât ar trebui? Dar preconizez, dacă ar fi în două săptămâni, 85. 85 data viitoare. Sau bun. Măcar un 86. Eu, ne vedem în 3 săptămâni sau două? Dacă ne vedem în două. Stabilim, da. Dacă ne vedem în... Știu sigur că inițial era vorba să fie un cantonament pentru lotul pentru Balcanice la, între 2 și 8 august și s-a anulat între timp. Există așa ceva, mașini era să existe. Da, mai trebuie și anul trecut au făcut pentru lot. Nice, frumos. Și dacă s-a anulat, mă rog, au zis că-l fac în decembrie la mod așa, ca o să fie, să împlinesc 30 de ani la înființarea federației și vor să mă dă atunci. Am vorbit de și e posibil să dăm o focă la Timișoara. Și de asta nu știu sigur cum o să fiu atunci. Dar vorbim dacă e și poate facem ori să facem înainte, dacă. Mm-hmm. Adică ar fi cam două săptămâni. Da, la mine în două săptămâni, vă zic de acum, am nevoie de... A cui telefonul ăla, în primul rând? E lui Cosmin cumva? Fuși tu după el să-i dai? Era să întreb al meu unde e, filmam cu el. Eu cam 500-700 grame pe săptămână, deci dacă ne vedem în două săptămâni între un kg și un kg jumate, dacă ne vedem în trei, între un kg jumate și două trebuie să dau. Deci mă găsești cu 71-72. În momentan eu nu fac de kilograme pentru că la mine sunt și alți parametri. Eu da. Strict de formă. Băi, ce să zic, atunci am formă mai bună, nu de kg, dar să fie vizibil. Avem la ce să ne raportăm și de anul trecut că avem filmările. Te uiți pe filmări vreodată să te compari cu cum erai anul trecut? Tot timpul. Tot timpul, a? Deci și, chiar ajută. Și de pe drum și de pe ce am filmat pe telefonul meu, pozele am pus acolo la favorite din perioade, știi? Kilogramele, am alimentația salvată, văd cum a fost atunci. Aș pe că am discutat asta. Foarte tare. Pa, pa! Am rămas doar cu Savin, băieții au plecat. Noi o să mai facem spate, că de fapt practic n-am făcut mare lucru, doar i-a filmat mai mult pe ei, noi am făcut o mică parte de ceva, am făcut niște umăr posterior și o încălzire pentru spate cu trapez. Iar acum o să facem și noi un antrenament de spate, 3-4 aparate, după care ne-am convenit să facem niște cardio, pentru că și Savin este adeptul mersului pe bandă și altor versiuni de cardio a câte o oră, două pe zi, așa că vom face împreună. Haide să-l vedem pe Savin ce face acolo și potrivește aparatura de filmat.
mare, exact așa, nu pot să-l numesc decât așa. Umărul posterior, care e factor limitator, a fumat. Ar fi mers dacă aveam continuitate. De eram încălziți, fără să ne pierdem încălzirea, să continuăm. Dar pentru că am mai stat și am pozat și am făcut tot ceea ce faci, s-a dus. Gata și cu fiarele, haideți să ne băgăm la cardio. Aș vrea să facem o oră, sper să și putem. Suntem rupți, ia fiți atenți ce am făcut. 400 calorii, o oră și 10 minute. Trebuie să ajung și eu acasă, să mâncăm. Savi n-a mâncat deloc, eu am mâncat o singură masă azi. Ne-am antrenat în reprize, am pozat, am filmat, am făcut de toate. Acasă ar trebui să îi găsesc, cred, pe Teo și pe Dani. I-ați văzut prin alte vloguri. Și trebuie să mănânc. Aș mai face cardio, pot, sunt activat, dar nu e o idee bună cât timp te pregătești pe gol să treci de o oră, pentru că o să încep să arzi predominant din masa musculară, ceea ce nu e o idee bună. Ideal ar fi să mă duc cu toți mușchii pe scenă.